Basketbaliștii de la UMO Bitelco au încheiat sezonul regulat cu o victorie și pregătesc în liniște play-off-ul diviziei A. În primul tur, formația clujană va da piept cu CSU Sibiu, iar calificarea se va juca după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Cu 54 de puncte acumulate, UMO Bitelco s-a clasat la finalul sezonului pe locul 2, la egalitate cu CSU Ploiești. Basketbaliștii pregătiți de Marcel Center vor susține primele două partide din prima fază a play-off-ului cu CSU Sibiu în sala sporturilor Horea Demian pe 13 și 14 aprilie. În ciuda parcursului bun al echipei sale, antrenorul clujenilor consideră că lupta pentru titlul de campioană abia acum începe. Cu echipa Sibiului tot timpul am avut parte de meciuri grele, însă noi trebuie să jucăm ceea ce știm, basketul pe care îl practicăm zi de zi și trebuie să-i oprim. Campionatul de-abia acum începe, a declarat Marcel Center. În prima fază a play-off-ului se vor mai juca alte trei partide, CSU Ploiești, BCM Pitești, Gazmetan Mediaș, CSM Oradea și